În această dimineață discutăm despre cum ne influențează stresul sănătatea și în special pielea, deoarece aceasta este primul organ afectat. 63% din populația României consideră că în 2012 s-a stresat mai mult decât anul trecut. Aceasta este concluzia unui studiu al furnizorului de spații de lucru Regus. Un alt studiu realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă arată că 8 din 10 europeni nu au nicio îndoială că nivelul de stres va crește în următorii 5 ani. Potrivit specialiștilor, situația financiară, angajații sau colegii ne dau cel mai des bătăi de cap. De asemenea, efectele crizei economice reprezintă mai nou unul dintre factorii de stres prin incertitudinea păstrării locului de muncă, reducerea salariilor și creșterea sarcinilor la serviciu. Stresul nu atacă numai psihicul, ci ne afectează și fizicul. Potrivit cercetătorilor americani, stresul cauzează, între altele, afecțiuni cardiovasculare, gastrită, boli hepatice sau dermatită. Dar mai multe informații despre cum ne influențează stresul sănătatea în materialul următor. Stresul poate deveni o problemă majoră și ne poate afecta sănătatea în momentul în care nu reușim să controlăm această situație. În momentul în care lucrurile se agravează, pe plan personal, pe plan profesional, când parcurgem o perioadă îndelungată în care suntem confruntați cu această problemă, cu stresul, atunci devine grav și recomand celor care se confruntă cu situații stresante să apeleze cât mai repede la un specialist. Organismul încearcă să se adapteze la acest stres. Se adaptează datorită unor mecanisme neuroendocrine care realizează o serie de secreții hormonale care ne fac pe noi oamenii să ne adaptăm la stres. Producându-se aceste modificări neurohumorale, neurohormonale, declanșează fenomene de inflamație la nivelul pielii, care se soldează fie cu aceste mâncării mere, cu aceste eczeme, cu aceste prurigouri, fie cade părul, fie se accentuează acneea, și acneea este una dintre afecțiunile nu declanșată într-adevăr de stres, dar care este perpetuată și întreținută de existența stresului psihogen. Efectele, în general, apar la exterior. Tot ceea ce se întâmplă în interiorul corpului iese mai devreme sau mai târziu la exterior prin piele. Stresul cauzează o serie de afecțiuni, sau mai bine zis, stresul este implicat în destul de multe afecțiuni dermatologice. Alopecia areata sau pelată, psoriazisul, ar mai fi urticaria, acele prurigouri și eczeme, adică atunci când ne mănâncă foarte tare pielea și nu găsim o cauză anume. Stresul scăzând capacitatea de apărare, orice infecție mereu reapare și poate fi recidivantă. În primul rând recomand clar, pacientul ar trebui să se prezinte la medicul dermatolog, chiar dacă e vorba de un stres psihic. Medicația contra acestui stres nu este suficientă la a trata o boală dermatologică. Bună dimineața, doamna doctor psiholog. Spuneți-ne, românii sunt atât de stresați sau într-atât de stresați, cel puțin prin aceste statistici vedem că cei care lucrează în rândul celor angajați, 63% sunt stresați la locul de muncă. De cine? De viața lor în sine? De patron? De șeful lor? Este foarte important să ne dăm seama că, practic, reacția la stres, la factorii stresanți, este una personală. Și fiecare dintre noi, în funcție de sensibilitățile noastre, grijile noastre, nevoile noastre, putem reacționa într-o manieră diferită. Factorii stresanți pot fi, să spunem așa, catalogați și puși într-o statistică, pot fi amintiți pe diferite clase sau categorii, însă în momentul în care vorbim de reacția personală a fiecăruia dintre noi, nu putem vorbi atât de specific, pentru că fiecare dintre noi, în funcție de perioada de vârstă, în funcție de felul nostru de a fi, în funcție de istoricul de familie, în funcție de ce job avem, putem reacționa diferit în perioade diferite ale vieții noastre. Dacă am fi sau nu stresați, acest lucru ar trebui să îl realizăm împreună cu echipa medicală, împreună cu medicii de familie. Mai devreme observasem binevenita intervenția medicului dermatolog, unde mi-ar fi plăcut să spună că una dintre modalitățile coterapeutice în afecțiunile dermatologice ar fi psihoterapia, intervenția consilierea psihologică, pentru că în momentul în care vorbim de stres, vorbim de percepția asupra factorului
factorilor stresanți și de felul în care noi ne putem modifica această percepție, conștientizându-ne, să spunem așa, felul nostru de a fi. Conștientizăm că suntem stresați? Cum se manifestă acest stres? În afară de, iată, apariția pe piele a unor eczeme, a unor pete, mai mult decât atât, nu doar la nivelul pielii se manifestă stresul. Firește că, practic, reacția la stres este una psihofiziologică. Asta înseamnă că fiecare dintre noi reacționăm într-o manieră diferită. Fie că vorbim de acele afecțiuni mai devreme amintite pe tubul digestiv, fie că vorbim de ceea ce înseamnă probleme hepatice, nivel de colesterol crescut, toate aceste lucruri este nevoie să le vedem ca un ecosistem. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că în momentul în care corpul nostru reacționează la stres dintr-un punct, da, afectează și restul vieții noastre. Și în momentul în care ne afectează viața, suntem mai obosiți, ne perturbă rezistența la efort, capacitatea de concentrare, randamentul este afectat, inclusiv ne poate afecta relațiile interumane, nevoia de socializare dintr-o dată poate să scadă sau poate fi exacerbată, ajungând la excese. Trebuie să ne dăm seama că, practic, orice divagare de la ceea ce înseamnă linia de mijloc care se cere sau se crede noi că definește acea normalitate, toate aceste fluctuații ar trebui să fie semnale de alarmă și o încercare a noastră, într-adevăr, de a vedea ce se întâmplă cu noi. Pentru că, de multe ori, nu ne dăm seama și trebuie să realizăm că reacția noastră la stres, fiind diferită, pe unii dintre noi ne poate mobiliza, pe alții ne demobilizează, devenind, să spunem așa, victime sigure, cu fluctuații de dispoziție, cu probleme legate de ceea ce înseamnă chiar inclusiv adaptare. Telespectatorii noștri văd în acest moment câteva semne ale angajatului care suferă de stres, iată, stări de oboseală și iritabilitate, dureri Corect. Fizice de cap, stări de greață, chiar alte dureri, insomnii, o calitate redusă a muncii, spuneați, nu mai avem același randament la locul de muncă. Ce mai avem? Modificări în obiceiurile zilnice, angajatul nu mai poate fi într-atât de coerent și de limpede, nu mai poate Corect, lua decizii. Dar noi ne întoarcem la acel cerc vicios numit lipsa noastră de considerație vis-a-vis de aspectul social, faptul că angajatorii nu acordă un interes deosebit asupra stării de sănătate a angajatului. De multe ori, selectarea de personal nu se face conform, să spunem, specificului de personalitate a angajatului și atunci avem situații de stres legate de subsolicitare, să supra-solicitare. Mergem foarte mult pe acel șantaj generat de ideea de criză economică și limitarea opțiunilor. Dacă nu-ți faci treaba, rămâi fără un loc de muncă? Da, limitarea opțiunilor, pentru că la un moment dat ți se spune, uite, atât te poți mișca. Și toate aceste limitări, restricții au un impact negativ, pentru că chiar dacă omul reușește să se adapteze, el nu o face gratuit și nu o face cu pierderi personale. De multe ori acest lucru se poate regăsi fie în viața de familie, fie în viața profesională și firește că este trist în momentul în care nu realizăm care sunt cauzele și în momentul în care ne plimbăm și luăm tot felul de hapuri fără să conștientizăm pentru a putea să dezvoltăm, să spunem, mecanisme noi de adaptare. Pentru că cheia, practic, este la noi, în acea autocunoaștere și dezvoltare personală despre care vorbeam, care se poate realiza prin consiliere psihologică. Stresul excesiv, am văzut, se poate manifesta printr-o varietate de simptome emoționale, comportamentale și, de ce nu, chiar fizice. Depinde de la fizice. O persoană la alta. Corect. Care au fost cazurile relevante pe care ați putea să ni le aduceți în discuție? Oameni stresați care au venit către dumneavoastră să vă ceară ajutorul? Sau câți au făcut acest pas, au conștientizat că este nevoie totuși de ajutor pentru a trece de această stare? Imaginați-vă că astfel de reacții, exact cum spuneam, sunt personale. Uneori pot să fie tulburări de dinamică sexuală și lucrul acesta afectează foarte mult intimitatea și relația de cuplu. După aceea, iritabilitatea despre care vorbeam mai devreme poate să antreneze certuri, conflicte la nivel de familie și inclusiv la nivel de angajat-angajator. Toate aceste lucruri e nevoie, într-adevăr, să nu fie tratate în afara unui context și din acest motiv spuneam că prezența psihologului este foarte importantă atât în plan personal cât și în mediul organizațional. Mai vorbeam despre tulburările gastrice care uneori pot să determine, de exemplu, pe marginea unui stres emoțional foarte puternic poți să ajungi la tulburări legate de
comportamentul alimentar, cu stări de vomă exagerate, cu inapetență crescută și așa mai departe, situații în care, să spunem, schemele medicamentoase nu au avut rezultate, dar în colaborare cu ajutorul psihologului s-au observat și s-au atestat rezultate foarte bune. Doamna doctoră, cu siguranță fiecare dintre noi am trecut prin diverse stări mai stresante, mai puțin stresante. Tot timpul suntem. Cum ne vindecăm? Cum ne protejăm? Cum putem să trecem peste acest stres în fond? Acest lucru îl realizăm în momentul în care ne respectăm limitele organismului, în momentul în care ne acordăm timp pentru noi înșine, în momentul în care știm să ne odihnim, în momentul în care ne protejăm de acele excese, fie că vorbim de excesele evadării pe jocuri în mediul virtual, fie că vorbim de excesele alimentare, fie că vorbim de excesele pur și simplu unei vieți mai mult sau mai puțin extrafamiliale. Da? Să ne amintim de nevoia noastră de a exagera un pic pentru a compensa, considerăm că așa ne relaxăm, uitând că de fapt în momentul acela, prin acele excese, ardem din resursele personale. Trebuie să mergem pe ceea ce spuneam mai devreme, acea autocunoaștere, pentru că într-adevăr metodele de prevenție și metodele de îmbunătățire țin foarte mult de tipicul nostru și de felul în care personalitatea noastră este organizată. Îi sfătuiți pe cei care vin să vă ceară la ajutorul să fie mai optimist, să râdă mai mult, să aibă o dietă echilibrată, să înțeleagă? Vizita la psiholog este însoțită de sfaturi care țin de îmbunătățirea calității vieții umane și în special de îmbunătățirea calității vieții psihice umane. Pentru că, practic, cu riscul de a mă repeta, orice trece prin organismul nostru trece prin creierul nostru și asta înseamnă viață psihică, asta înseamnă ideea de psihologie și psiholog. În momentul în care știm cum să ne gestionăm resursele, cum să le conștientizăm, reușim să fim mai stăpâni și putem face față unor factori stresanți, pentru că acești factori stresanți de multe ori sunt situaționali, de multe ori țin de circumstanțe și neapărat de factori interni. În momentul în care avem o structură cu predispoziție anxioasă sau depresivă, într-adevăr, prescripțiile sunt puțin diferite. Pentru că noi am pregătit, Eugenie Chiriacă, la sfârșitul acestei discuții, un material cu oameni stresați la locul de muncă, un mesaj telespectatorilor noștri în această dimineață, cum să înceapă săptămâna așa, mai destresați. În primul rând, cred că aș începe cu un mesaj către angajatori, pentru că este foarte important să ne respectăm angajații, să-i tratăm ca pe niște ființe umane în tot sistemul nevoilor lor. Iar pentru cei care sunt angajați, este foarte important să începem să contorizăm în momentul în care lista de minusuri crește în avalanșă, dacă aș putea spune așa, să începem să facem și lista de plusuri. Compensarea ne poate ajuta cel puțin să ridicăm ochii din pământ și să vedem o rază de lumină.